veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Haideți să ne încingem coapsele minții noastre și în lumina Scripturilor și în măsura Harului Dumnezeu, care ne va fi dat să continuăm studiul biblic referitor la faptele firii pământești, de data aceasta minciuna, una dintre cele mai mici socotită de unii și totuși atât de aspru pedepsite de Dumnezeu, una din faptele care, așa cum spunea o poezie, minciuna este ca un mâner care se potrivește la toate sculele. Am putea spune că minciuna este un neadevăr sau lipsa adevărului, fiind în mare o declarație falsă cu scopul de a înșela pe cineva. Găsim scris în cartea profetului Isaia, în capitolul 28, versetul 15, partea a doua, unde citim: căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. Aceasta ca o dovadă a faptului că minciuna este un neadevăr. Și am putea să mai adăugăm Proverbe, capitolul 14, versetul 25, unde citim: martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Așadar, minciuna este o lipsă de adevăr și este totodată o înșelătorie. Cu scopul de a înșela pe cineva este întotdeauna menționată ea. În Exod, capitolul 20, versetul 16, avem o referire clară la minciună prin interzicerea ei: să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Această mărturisire nedreaptă sau falsă. Minciuna a apărut, potrivit celor scrise în Biblie, în dreptul rasei umane. În Eden, prima minciună pe paginile Scripturii fiind în Geneza 3:4, când șarpele a vorbit Evei, atunci șarpele a zis: hotărât că nu veți muri. De atunci, și dacă întoarcem doar pagina, în Geneza 4:9, Cain a răspuns după ce a ucis pe Abel: nu știu. Nu știa el unde este Abel? Ba da, știa prea bine. Sunt eu păzitorul fratelui meu. Și de atunci, și până va culmina cu ceea ce avem în Apocalips, cu profetul mincinos, diavolul a răspândit și va răspândi minciuna. Domnul Iisus a declarat despre el în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, versetul 44: voi aveți ca tată pe diavolul, le spunea el unora oameni, și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci el este mincinos și tatăl minciunii. Așadar, în el se găsesc originile minciunii și el întreține minciuna în lumea aceasta. De partea cealaltă, la celălalt pol, îl avem pe Dumnezeu, despre care Pavel scrie în Tit 1:2, Dumnezeu care nu poate să mintă. Și am putea să mă adăugăm doar un cuvânt din cartea Numeri, unde Balaam, în prorocia sa, spunea despre Dumnezeu, în capitolul 23, versetul 19, Dumnezeu nu este un om ca să mintă. Diavolul a reușit să înșele oamenii, așa cum este scris în Apocalips, diavolul care înșela întreaga lume, să mintă. Dar îl avem pe Dumnezeu care s-a păstrat peste veacuri, el chiar fiind în imposibilitatea de a minți potrivit cu caracterul său divin și atributele sale. Haideți să procedăm în continuare la prezentarea minciunii, la detailarea acțiunilor prin care diavolul ne provoacă la minciună. Și aceasta o vom face în două subpuncte: forme ale minciunii și efecte ale minciunii. O să enumerăm cel puțin 8 forme sub care se manifestă și apare minciuna. Citim mai întâi în cartea profetului Osea, căci încă și atunci, noi putem vedea foarte clar și astăzi, că minciuna este un fenomen de masă. În Osea 4:2 citim: fiecare jură strâmb și minte, ucide, fură, năpăstuiește și face omoruri. Și fiecare jură strâmb, deci această minciună, jură strâmb și minte, era specifică fiecărui om și nu numai atât. Citim tot în Osea, capitolul 12, versetul 1, lui Efraim îi place vântul și aleargă după vântul de răsărit, zilnic mărește minciuna. Deci nu doar că minciuna este un fenomen de masă și atacă pe toți oamenii, dar zilnic această minciună crește. Așadar, cel puțin 8 forme de manifestare ale minciunii. Prima, prin mărturie mincinoasă. În cartea Exodului, în capitolul 23, Israel avea statornicită o poruncă care spunea: să nu te unești cu cel rău ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el, unindu-te cu cel bun
pentru el nu poți să faci o mărturisire mincinoasă dacă este bun și corect. De regulă, o mărturisire mincinoasă poți să o faci unii cu un om rău, care are nevoie de un alibi, de o scuză, după care să se ascundă. De asemenea, în cartea Proverbelor, capitolul 12, versetul 17, unde citim: cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Și tot în Proverbe, capitolul 14, versetul 5, un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Așadar, o formă de a minciunii este această mărturie mincinoasă, nu doar în fața unor complete de judecată, cât și între simple discuții între oameni, în a afirma un lucru care este greșit și de care este conștient că nu este un adevăr. Tot despre o mărturie mincinoasă sau despre un jurământ mincinos, în Psalmul 139, versetul 20, este trist că printre noi, pe lângă mărturii mincinoase, apar uneori chiar jurăminte mincinoase, chiar prin luarea numelui Domnului. Citim aici: ei vorbesc despre tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă. Există posibilitatea ca oamenii să spună că în numele Domnului spun și ei totuși să mintă. Oamenii încă de atunci și astăzi cu atât mai mult au acest tupeu în a minți. O altă formă a minciunii este prorocia mincinoasă. Deschidem la Isaia capitolul 9, versetul 15. Prorocul care învață pe oameni minciuni este coada, pe lângă bătrânul și dregătorul care sunt capul. De asemenea, tot în cartea altui proroc, este vorba de Ezechiel, în capitolul 13, versetul 6, avem scris despre unii profeți: vedenile lor sunt înșelătoare și prorociile lor sunt mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul, măcar că Domnul nu i-a trimis, și fac pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor. Deci, o formă a minciunii este aceste prorocii mincinoase. Și adăugăm un cuvânt din celălalt profet mare, Ieremia, capitolul 14, versetul 14: dar Domnul mi-a zis, prorocilor prorocesc minciuni. Credeți că acești proroci au fost doar în Vechiul Testament, acești proroci care proroceau minciuni? Domnul Iisus a spus în Noul Testament: păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar înăuntru sunt niște lupi răpitori. Eu nu i-am trimis, ei vă prorocesc niște vedenii mincinoase. Chiar și vedenii sunt mincinoase. Prorociri deșerte, înșelătorii și închipuiri scoase din inima lor. Și ce este și mai trist, poate, spunea Domnul Iisus în Matei, capitolul 24, în dreptul acestor proroci mincinoși, versetul 11 ne spune: se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Sunt mulți proroci mincinoși și cei înșelați de ei sunt și ei foarte mulți. De aceea este indicat să fim atenți în dreptul acestor lucruri. Și trist este Luca 6 cu 26: vai de voi, când toți oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa făceau părinților cu prorocii mincinoși. Prorocii mincinoși sunt vorbiți de bine, de aia sunt crezuți. Ahab, amintiți-vă, vorbea de bine pe prorocii lui, dar pe Mica nu-l vorbea de bine și nu-l agrea. Și acești proroci mincinoși creează o fel de încredere mincinoasă, o încredere zadarnică, înșelătoare. Tot Ieremia, fiind vorba de profetul Hanania, în capitolul 28 al cărții sale, îi spunea lui Hanania în versetul 15: atunci prorocul Ieremia a zis prorocului Hanania: ascultă, Hanania, Domnul nu te-a trimis, ci tu insufli poporului o încredere mincinoasă. Deci să ne păzim de aceste încrederi mincinoase. Să mai adăugăm din cartea profetului Mica, capitolul 2, versetul 11: dacă ar veni un om cu vânt și minciuni și ar zice, îți voi proroci despre vin și despre băuturi tari, acela ar fi un proroc pentru poporul acesta. Uneori, acești proroci sunt primiți, sunt vorbiți de bine și creează un fel de încredere mincinoasă, o impresie bună, niște nădejde înșelătoare, adormind poporul așa la gândul că se meargă oricum, că va fi bine. Acestea sunt niște minciuni. O treia formă de minciună este slujitori mincinoși. Avem astfel Hristos mincinoși. În Matei 24 cu versetul 24, Domnul Iisus, el însuși avertiza asupra acestora spunând că se vor scula Hristos mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele. Minciuna are drept scop înșelarea, dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Lângă Hristos mincinoși, mai avem apostoli mincinoși, despre care citim în 2 Corinteni, capitolul 11, unde Pavel scrie, în versetul 13,
Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostol al lui Hristos. De asemenea, în 2 Petru 2 cu 1 citim că între voi vor fi învățători, și noi putem spune între noi sunt învățători mincinoși, care ce vor face, vor strecura pe furiși erezii nimicitoare. De regulă, diavolul nu vine cu o minciună 100%. Diavolul vine cu un aliaj de minciună cu adevăr. Vor strecura pe furiși. Nu poate, dacă o minciună este prea gogonată, chiar și un copil se prinde. Dar dacă o minciună este mai sensibilă și cu conținut oarecare de adevăr, mult mai ușor duce în eroare. Și o vorbă înțeleaptă spune, păziți-vă de minciuna care are mult adevăr în ea. Este foarte periculoasă. Și evangheliști mincinoși, dacă am enumerat toate cele 5 categorii din Efeseni 4 cu 11 sunt, despre ei spune Pavel în Galateni 1, de la versetul 7 la 9, că și chiar dacă ar veni unii cu alte evanghelie, măcar că nu este o altă evanghelie, el spune să fie anatema. Acești slujitori mincinoși, am putea să-i depistăm într-un fel anume, ne spune Cartea Proverbelor în capitolul 30, versetul 6, n-adăuga nimic la cuvintele lui, la cuvintele lui Dumnezeu, ca să nu te pedepsească. Dumnezeu pedepsește aspru minciuna și să nu fii găsit mincinos. Cum poate să fie un predicator mincinos? Simplu. Adăugând ceva la Scripturi, un apostol sau un alt om care predică Evanghelia, adăugând sau scoțând, este un mincinos. Nu trebuie neapărat să spună o minciună într-un alt domeniu, numai să adauge sau să scoată de la Scripturi. O altă formă a minciunii, afacerile mincinoase sau cântarul fals, cum este numit în Cartea Proverbelor. Capitolul 20, versetul 23, Domnul urăște două feluri de greutăți. Și cântarul mincinos nu este un lucru bun, cântar mincinos, înșelătorie, în afaceri. Mai adăugăm tot Proverbe 21 cu 6, comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Prin minciună, unii, fie pe cale judecătorească, fie pe alte căi, ajung la anumite posesiuni, moșteniri, dar acestea duc la moarte și ni se spune aici că sunt o deșertăciune, de fapt. Tot în Proverbe 11 cu 18, cel rău dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Pentru bani, pentru un salar, pentru un câștig, omul poate recurge la minciună. Dar Dumnezeu urăște aceasta, o ia în considerare și o pedepsește la vremea cuvenită. Să adăugăm și două cuvinte mai grele din Profeții Mici, Osea 12 cu 7. Dintr-o vreme când în Israel înșelătoria și minciuna făcea ravajii, Efraim este un negustor. Efraim a fost destinația inițială din partea Domnului să fie un popor sfânt. Este un negustor care are în mână o cumpănă mincinoasă. Îi place să înșele. Și în cartea profetului Mica, capitolul 6, de la versetele 10 la 13, întreba Domnul prin profet, mai sunt în casa celui rău comori nelejuite? Amintiți-vă de Zacheu când s-a întors la Domnul, el a eliminat comorile adunate pe nedrept. Și blestemata efă mică? Pot socoti eu curat pe cel ce are cumpănă nedreaptă și greutăți strâmbe în sac? Pentru că bogații lui sunt plini de sâlnicie, locuitorii lui spun minciuni și limba lor este numai înșelătorie în gura lor. De aceea și eu te voi lovi cu suferință, te voi pusti pentru păcatele tale. Este posibilitatea aceasta? Repet, vom vedea din Scripturi că Dumnezeu pedepsește aspru minciuna să fim loviți în familii sau într-un fel sau altul și să ne întrebăm de unde. Și există posibilitatea să fim loviți pentru aceste câștiguri nedrepte, pentru înșelătorii în societate sau în familie sau poate chiar mai trist unii în biserică. S-a întâmplat într-o biserică în regiunea Ardealului, un frate proroc a mers și era și predicator, s-a ridicat într-o biserică și în loc să se apuce să predice, parcă nu-i venea niciun cuvânt. Și a început așa sacadat să spună niște cuvinte de care nu era conștient, care nu erau filtrate de mintea lui, ci de Duhul. A început să spună, unii primesc Biblie de dincolo ca să le dea numele Domnului, dar ei le vând pe bani. Când colo, îi mustă totuși conștiința. Ce să fac cu banii? Își cumpără o motocicletă să meargă în misiune, dar mai rămân bani. Îi mustră iarăși conștiința. Îi dă la biserică și cumpără lemne. Dar în timp ce pregătește lemnele, îi sare un lemn soției în ochi și îi sparge ochiul.
Și când a spus vorba aceasta, toată adunarea a fost în clocot. Era întâmplarea unuia din conducerea bisericii. Dar ei n-au știut nimic nici de motociclete, nici de Biblie. Numai atunci au reperat când au auzit că nevastă se a spart ochiul când a pregătit lemnele. Deci Dumnezeu pedepsește atunci când suntem nedrepți, și am putea să mă adăugăm doar un cuvânt din Noul Testament, că Dumnezeu nu s-a schimbat. În Iacov, capitolul 5, versetul 4, iată că plata lucrătorilor care v-au sițerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă și strigătul secerătorilor a ajuns la urechile Domnului oștirilor. Poți să-ți minți pe unul care lucră, sau tu lucrând să spui că materialele au costat mai mult, să spui că manopera costă mai mult, și multe domenii sunt, fiecare poate să le identifice în dreptul lui, dar toate acestea sunt de fapt o formă a minciunii, a înșelăciunii. O altă formă, fariseismul, falsa neprihănire. În prima epistolă a lui Ioan, în capitolul 1, versetul 6, citim: dacă zicem că avem părtășie cu El, adică cu Dumnezeu, și umblăm în întuneric, mințim. Dacă cineva nu trăiește neprihănirea și îl întreb, frate, cum o duci cu pocăința? Bine, slavă Domnului! Ai părtășie cu Domnul? Am. Este o mare minciună. Și spune tot în același capitol, versetul 8, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos, dar de fapt Dumnezeu nu este mincinos și devenim noi mincinoși, sau 2 cu 4. Și ne zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos. Poate declarând de la amvon sau într-o simplă declarație, fraților, eu sunt pocăit, dar tu nu ești, tu ești un mincinos pe care Dumnezeu îl cotează și îl notează ca atare. Tot în Iacov, capitolul 3, versetul 14, citim: dacă aveți în inima voastră duh de pismă și un duh de ceartă, să nu vă mințiți împotriva adevărului, să spuneți, Duhul Domnului este cu mine sau eu sunt pocăit. Dacă ai astfel de lucruri, măcar nu minți și spune altceva. Recunoaște ceea ce ești și fii sincer. De multe ori Dumnezeu i-ar ierta pe unii. Și nu atât de mare le este vinovăția că nu sunt cum trebuie, dar că se dezvinovățesc și mint spunând că altul este adevărul. Aici este uneori greșeala și păcatul. Citim și în Ezechiel 13 cu 19. Aici este vorba despre cei din frunte care pot să cadă și în această greșeală, afirmând că oricum trăim, se poate intra în rai, este tot o minciună. Voi mă necinstiți înainte poporului pentru câțiva pumni de orz și câteva bucăți de pâine, deci niște beneficii materiale, financiare, ucizând niște suflete care n-ar trebui să moară și făcând să trăiască niște suflete care n-ar trebui să trăiască, înșelând astfel poporul meu care ascultă minciunile voastre. Deci când propovăduie și spui aceasta nu este păcat și de fapt este păcat, când acuz pe unul care nu trebuie acuzat și scoți nevinovat pe unul care este vinovat, este tot o minciună care va fi pedepsită de Dumnezeu. Deci i-a spus 20, iată am necaz și vă voi prinde. O altă formă, preteniile false, încrederea trădată, care merge chiar până la sărutări, cum a fost cazul lui Iuda, dar de fapt era o minciună. În Proverbe 27 cu 6 citim: rânile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Nu toți cei care ne îmbrățișează sunt adevărați. Ar putea cineva, printr-un fals, el de fapt fiind un mincinos, dar o face aceasta. Și tot Proverbe 10 cu 18: cine ascunde ura are buze mincinoase și cine răspândește bârfele este un nebun. Sunt unii care urăsc, dar mint și nu declară aceasta. Dar Dumnezeu cotează și ura dinăuntru care este în inimă, chiar dacă nu o dă pe față aceasta și se schivează mințind. Tot Proverbe 31 cu 30, aceasta trebuie să rețină așa puțin tinerii și să nu se lase prinși în niște lucruri care se vor a să fie adevăr. 31 cu 30, desmierderile sunt înșelătoare, adică mincinoase, de multe ori, și frumusețea se deșartă. De multe ori, unii îți vorbesc prietenește, așa din buze, și par foarte drăgălași,
știu să te îmbrățișezi, să te săruți, dar de fapt în spate au ascuns o sabie ca și Ioab. Dacă găsesc momentul, te vor lovi. Și tot în domeniul tinerilor, în dreptul acestor prietenii așa zise sincere, care la urmă se dovedesc a fi nefaste și dureroase, amintim și Exod, capitolul 22, versetul 16. Dacă un om înșală pe o fată nelogodită, nu spune ai situațiile în care ea era pe câmp, nu putea să strige sau în cetate să fie pedepsit, dacă o înșală, o minte, spunându-i, așa cum îi spunea Dalila lui Samson, când îi spune te iubesc, dar nu iubești. Astfel de declarații sunt multe, dar sunt de multe ori o minciună, un fals care costă mai apoi. O altă formă a minciunii, literatura mitologică, basme, literatură fantastică, în Ieremia capitolul 8, versetul 8. Cum puteți voi să ziceți, suntem înțelepți și legea Domnului este cu noi? Cu adevărat, degeaba s-a pus la lucru pana mincinoasă a cărturarilor. Câte cărți nu cuprind atâtea minciuni. Mi-amintesc uneori copiii întreabă când le spui câte o poveste, dar tata e adevărată? Pentru că de mici sunt obișnuiți cu povești neadevărate, cu minciuni. Și câte minciuni nu sunt scrise în câte cărți există. Într-o singură carte este numai adevăr și de multe ori oamenii aceasta nu o citesc și citesc ce a scris pana mincinoasă a cărturarilor, care se vor a fi înțelepți, dar o înțelepciune, spune versetul acesta, fără legea Domnului. O altă formă de minciună prin divertisment, prin idol mincinoși. Câte glume sunt. Toate astea sunt minciuni care cine le crede. Și totuși, oamenii se hrănesc cu ele. Dar sunt o plăcere între oameni să spună unul o minciună, altul alta, se zâmbește, se râde și câte altele. În Proverbe 20 cu 17, pâinea minciunii este dulce omului. Această pâine a minciunii pare foarte dulce, numai că mai la urmă gura este plină de pietriș. Apoi Osea 7 cu 3, probabil împărați în vechime și aceasta știm din literatura istorică, aveau pe fel de clovni care îi distrau. Ei veselesc pe împărat cu răutatea lor și pe căpetenii cu minciunile lor. Oameni care conduc și oamenii în general se duc la spectacole și la multe alte lucruri care sunt în fond minciuni goale, povești închipuite, dar care veselesc pe oameni. Și tot despre idol, care sunt de fapt și provoacă numai minciună, citim în Habacuc, capitolul 2, versetul 18. La cer folosim un chip cioplit pe care îl cioplește lucrătorul, la cer folosim un chip turnat care învață pe oameni minciuni. Acesta nu vrem să spunem că nu sunt și lucruri adevărate la televizor, dar vă spuneam din start că diavolul nu poate băga numai minciună goală, că nu o mâncăm. Dar o bagă așa învăluită, care învață pe oameni minciuni, pentru ca lucrătorul care a făcut să-și pună încrederea în el, pe când îl folosește numai niște idol muți, la gândul că acesta este un idol care vorbește. Și tot despre idol, în Ieremia 10 cu 14. Atunci se arată omul cât este de prost cu știința lui și orice argentar rămâne de rușine o chipului cioplit, căci idolii lui nu sunt decât minciună și nu este nicio suflare în ei. Câte minciuni nu cred oamenii pe bază de idolatrie și de vrăjitorie și câte altele. Dar oamenii deodată se satră cu ele și au schimbat, spune Romanul 1 cu 25, adevărul lui Dumnezeu în minciună. Și minciuna este o virtute, pentru că este una din armele de bază ale diavolului și el este stăpânitorul lumii acesteia până în momentul de față. Psalmul 58, versetul 3. Cei răi sunt stricați încă din pântecele mamei lor și mincinoșii se rătăcesc odată cu ieșirea din pântecele mamei lor. Poate ați văzut că un părinte care este mincinos, cel puțin unul dintre copii îl moștenește și numai dacă se pocăiește va scăpa de această minciună. Se transmite și e normal să se transmită atât din punct de vedere genetic cât și prin educarea de mic copilului crescut. De când a început să vorbească, crescut cu aceste minciuni, dacă părinții sunt mincinoși. Pe lângă ceea ce se moștenește în dreptul minciunii, minciuna se cultivă, omul se dedă la minciună. În Psalmul 24 cu 4 citim, cel ce are mâinile nevinovate, acela se va sui la muntele casei Domnului, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acel jurământ strâmb sau acea mărturie mincinoasă. La minciună omul se deprinde. Unul care nu este obișnuit să mintă, în el ai încredere. Dar unul care s-a obișnuit să mintă, el va minți apoi din obișnuință. Și Proverbe 29 cu 12, această cultivare a minciunii este și greșeala celor care conduc uneori. 29 cu 12, când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Dacă cineva minte și îi merge bine, are trecere, și altul îi împrumută metoda și minte și el. Amintiți-vă păcatul fetelor lui Lot. A încercat prima cu o minciună,
cu un fals, a văzut că merge, a încercat și sora sa. Și când minciuna este tolerată, ea devine un fenomen de masă care crește, așa cum citeam în Osea, în fiecare zi. Minciuna aduce unele avantaje imediate, dar efemere, foarte trecătoare, scurte, așa cum spune vorba românească, căci ulciorul nu merge de multe ori. Citim aceasta în Proverbe 20:17, versetul care deja l-aminteam, pâinea minciunii este dulce, dar mai pe urmă, deci nu durează mult avantajul, această dulceață. Este ca și guma de mestecat. E dulce la început, dar la urmă trebuie să o scuipi din gură, așa e și minciuna. În Isaia 32:6 citim un lucru asemănător. Nebunul gândește nebunii, se gândește la rău ca să lucreze în chip nelejuit, să spună neadevărul împotriva Domnului, ca să lase lihnit sufletul celui flămând și să ia băutura celui însetat. Armele mișelui sunt nimicitoare, el face planuri vinovate, ca să piardă pe cel nevinovat prin cuvinte mincinoase, chiar când pricina săracului este dreaptă. Dar, versetul 10, rețineți, într-un an și câteva zile veți tremura. Deci minciunile merg. Dar au spus, într-un an vi se termină efectul minciunilor și tot avantajul se stopează. Și am putea să mă adăugăm doar Proverbe 12:19. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Mincinosului îi merge bine astăzi, dar mâine nu. Deci, este de altfel ca și orice păcat. Plăcerea de o clipă, avantajul momentan. Cine spune adevărul poate nu-i merge bine astăzi. În Maleahă citim, deodată fericim pe cei trufași. Am putea spune pe cei mincinoși, dar mâine ei vor fi ca miriștea. Și cei care astăzi poate au suferit vor fi o veșnicie în fericire. Un alt efect al minciunii este că înșeală și în orice înșelăciune. Este o primejdie foarte mare această minciună. Pavel spune despre primejdia între frații mincinoși. Și am putea să citim foarte clar în Ieremia, capitolul 9, aici este comparată minciuna cu un buzdugan, cu o sabie și cu o săgeată. Și când cineva minte, depinde, ori te-a lovit cu buzduganul în cap, sau știu eu, ori cu săgeata din arc, ori cu sabia, 9:3, au limba întinsă ca un arc și aruncă minciuna. Unii mint așa mai la distanță. Cei care lovesc cu minciuna sub formă de sabie lovesc aproape, în lupta de la corp la corp. Alții mint la distanță, aruncă așa ca și săgețile minciuna. Și nu prin adevăr sunt ei puternici în țară, că-și merg din răutate în răutate. Și versetul 8 completează, limba lor este o săgeată ucigătoare, nu spun decât minciuni. Cu gura vorbesc aproape lor de pace, dar în fundul inimilor îi întind curse. Și spune versetul 9, să nu-i pedepsesc eu pentru aceste lucruri? În toate textele biblice unde e vorba de minciună, imediat apare și această expresie. Dumnezeu îi pedepsește. Numai că până atunci este această primejdie. Adăugăm și 2 Corinteni 11:26, unde Apostolul Pavel spunea de această primejdie între frații mincinoși. Printre altele, spune el, în primejdii între frații mincinoși. Un om mincinos nu știe când te lovește și de unde te lovește. Și de la el te poți aștepta la orice ce. Numai ce este mai trist? Trist pentru cei care mint. Că oamenii care mint pe alții, până la urmă se vor minți și pe ei. Cine înșeală pe alții, în final se vor înșela și pe ei. În 2 Timotei 3:13 citim, dar oamenii răi și înșelători, sau am putea spune mincinoși, vor merge din rău în mai rău. Vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Mincinosul în final ajunge să se mântă chiar pe el, pentru că se hrănește cu minciuna. Și înșelăciunea aceasta e atât de mare, încât uneori chiar adevărul este crezut minciună. Într-o lume de minciuni, e greu să mai crezi un adevăr. La piață, toată lumea își laudă marfa. Te duci într-un magazin, toți dispun de o reclamă bine pusă la punct. Te duci să studiezi o doctrină, fiecare are dreptate. De unde atâtea dreptăți? De unde atâtea adevăruri? Este plin de minciună peste tot. Este plin de minciuni. Și atunci, oamenii ajung de nu mai pot crede adevărul. Găsim în Vechiul Testament, în Cartea a doua împăraților, în capitolul 9, s-a dus un proroc din partea Domnului să spună un adevăr, că Dumnezeu a uns pe Iehu ca împărat. Și știți ce au zis ceilalți de acolo, obișnuiți cu minciunile lui Ahab și a Izabelei, cu ața proroși mincinoși? Când a ieșit Iehu, la slujitorii stăpânului său i-au zis, toate bune, pentru ce a venit nebunul acesta la tine? Iehu a răspuns, voi cunoașteți bine pe omul acesta și ce poate să spună. Dar i-au zis, minciună. Deci ei nu mai aveau o nădejde într-un adevăr. Ce mai spus ăsta? Mai spuneți ceva, o minciună. Numai că el spusese un adevăr, dar datorită multor minciuni, adevărul uneori este trecut drept minciună. Și aceasta spune și Pavel în 2 Corinteni 6:8, că uneori chiar adevărații propovăduitori și în Noul Testament sunt la adres mincinoși. 2 Corinteni 6:8, suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul. Totuși,
Cu vremea acest adevăr va fi autentificat și dovedit de cel care este adevărul, numele lui să fie binecuvântat. O altă urmare, un alt efect este că minciunile atrag pedeapsa divină. În Proverbe capitolul 19, versetul 5 și 9 se repetă spunând în speț același lucru: martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Nu va scăpa. Iar Ezechiel 13 cu 9 scrie: mânia mea va fi împotriva prorocilor, care vedenii sunt înșelătoare și acelor prorocii sunt mincinoase. Ei nu vor rămâne în adunarea poporului. Rețineți, acești slujitori mincinoși, ei nu vor rămâne, pentru că mâna Domnului și mânia lui va fi împotriva lui, pentru că au mințit în biserică, în adunare. Ei nu vor rămâne în adunarea poporului, nu vor fi scriși în cartea casei lui Israel și nu vor intra în țara lui Israel și vei ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Nu-ți trebuie alt păcat, e suficient minciuna ca să nu fii scris în carte, să nu rămâi în biserică și să nu guști adevărata patrie cerească. Pentru că în final avem ultima pedeapsă a lui Dumnezeu despre minciună, repetată de 3 ori în ultimele 2 capitole ale Bibliei. În 21:8, toți mincinoșii, nu numai cei care au mințit și au provăduit o evanghelie falsă, nu numai cei care au înșelat, făcând mari business-uri cu înșelătorie, toți mincinoșii, toate formele cele 8 sau câte ori mai fie ele pe lângă acestea. Și versetul 27, nimic întinat sau cine trăiește în minciună. Apoi 22:15, oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Oricine, oricine, toți mincinoși, partea lor este sub pedeapsa lui Dumnezeu. Dumnezeu, îi spune Biblia în Psalmul 5, versetul 6, Dumnezeu pierde pe oamenii cei mincinoși. Îi pierde. Și nu se vor mai găsi pentru noi, se vor pierde. Care nu se vor pierde pe drum, Dumnezeu îi va pierde în final. De aceea dea Domnul să ne lepădăm de minciună. Să fim gata să renunțăm pentru totdeauna și în mod hotărât. De multe ori omul minte la gândul că nu poți trăi fără minciună. Dar cu minciuna nu poți trăi, cu minciuna vei muri, pentru că pedeapsa pentru minciună este moartea. Și a spus Dumnezeu lui Adam și Eve în grădină: ziua când veți păcătui, veți muri. Și cum s-a prântat diavolul la ei? Cu o minciună. Unii spun că și Eva ar fi mințit, spunând că nici să nu ne atingem de el, nu știu exact. Dar minciuna este un lucru pedepsit de Dumnezeu cu moartea. Ar trebui să fim foarte atenți la ceea ce urmează, la felul în care putem să eliminăm minciuna, atât din viața noastră personală, din inimă, cât și din societate, în măsura în care se poate. Minciuna își are locul acolo în inimă. Domnul Iisus spunea în Matei capitolul 15, versul 19, căci din inimă ies, printre altele, mărturiile mincinoase. Acolo s-a cuibărit și se formează minciuna, ca de altfel orice alt păcat. Și de multe ori, inima noastră așa ascunde la minciuni. În Ieremia, capitolul 17, versetul 9, vă dau un exemplu foarte banal, dar dovedit de Scripturi. Așa discută cineva ușor și numai te trezești că spune o minciună. Ce spune Biblia? Că din prisosul inimii vorbește? Atunci înseamnă că am avut acea minciună în noi. Ba încă am avut de prisos. 17 cu 9 Ieremia: inima este nespus de înșelătoare. Înșelăciunea e minciună. Și de desnădăjduiderea, cine poate să o cunoască? Vă spuneam că noi moștenim în parte minciuna. Și omul, chiar când este anchetat, când a întrebat Dumnezeu pe Adam, el a răspuns de fapt cu o minciună. Ce ai făcut? El n-a spus exact ce a făcut, a fost o minciună. Un răspuns evaziv, așa, care ocolește. Noi avem minciună în noi, încât nu ne dăm seama câtă minciună avem. Înăuntru, în inimă, inima este nespus de rea și înșelătoare. Și de acolo trebuie să începem acest procedeu, să o dăm afară. Să locuiască doar cuvântul, doar adevărul, în învățătură, în toate atitudinile noastre. De multe ori omul merge pe ideea, nu mint. Dar dacă se strânge șurubul și nu mai țin cercurile, mint, scot o minciună ca să scap. De unde o scoți? Păi chiar expresia aici, am scos în final o minciună. De unde a scos-o? Dinăuntru. De acolo ies. Căci dinăuntru ies. Din afară nu poți scoate o minciună, decât dinăuntru. În primul rând, ca să o eliminăm și o stârpim de la nivelul inimii, trebuie să urăști minciuna. În cartea Proverbelor 13 cu 5 citim: cel neprihănit urăște cuvintele mincinoase. Și în Psalmul 119, parcă și mai categoric spune, 119 cu 104, prin poruncile tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. Adăugăm și 163 din același psalm: urăsc și nu pot suferi minciuna, dar iubesc legea ta. Dacă suferi minciuna, așa, o minciunică mai mică,
Dacă nu urăști tare, tare, nu vei scăpa de ea. Despre Domnul spunem Psalmul 45, ai iubit neprihănirea și ai urât nelejuirea. De aceea a făcut ceea ce a făcut. După ce o urâm, putem să ne lăsăm de ea. Dacă un băiat, de exemplu, discută cu o fată și părinții, să zic, sau de la biserică, din afară și într-un fel anume potrivit Scripturii, cerem să se lase de ea. Dacă o iubește, poate să se lase de ea. Nu-și vorbă. În Apocalipsă spune că unii iubesc minciuna. Deci numai când urăști minciuna, poți să te lași de ea. Aceasta înseamnă să urăști minciuna la tine, să urăști minciuna la altul. Orice cale a minciunii, sau altfel spus, orice beneficiu care ți l-ar aduce minciuna. E drept că unii mint de plăcere, chiar dacă n-au beneficiu. Pentru că s-au dedat la așa ceva. Dar de regulă omul minte că este strâns, minte așa pentru că ar urma o pedeapsă sau pierde un anumit bun. De aceea Noul Testament este scris în Efeseni 4:25, fiind în contrapartidă cu adevărul, când spunem minciuna, n-am spus adevărul și când spunem adevărul, automat n-am mințit. 4:25, de aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi se spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Și dacă mâna stângă înșeală pe mâna dreaptă, la urmă se înșeală și pe ea, așa citeam în 2 Timotei 3:13. Cei vor amăgi pe alții, dar până la urmă se vor amăgi pe ei. Când am mințit pe altul, m-a mințit și el pe mine, pentru că îmi voi primi plata pentru ceea ce am făcut. Sau Coloseni 3:9 scrie, nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, care avea în sine minciuna, în firea sa păcătoasă, pământească. Iar 1 Ioan 2:21 ne spune, v-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Nu există minciună care să vină din adevăr sau adevăr care să aibă nevoie de minciună pentru a fi susținut. Nicio minciună nu vine din adevăr, adică nu vine de la Dumnezeu. Orice minciună vine de la diavolul. Iar Psalmul 34:13 spune tot în această privință, ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Ferește-te cu desăvârșire. Completăm aceasta cu Proverbe 24:28. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșel cu buzele tale? Se pare că sunt unii care nu și-au propus să mintă. Dar dacă va fi cazul, am văzut o situație când cineva, de la un lucru mic, găsise umbrela cuiva și știa că a cui umbrela. Dar n-a fost chiar decis să nu-i o dea. O zis, dacă mă prind, eu dau. Deci spune, dar oare ți-ai lăsat-o aici? Și când a văzut că nu-i sigur, a spus, nu ți-a lăsat-o aici. Dar dacă cel în cauză, proprietarul, era sigur că e acolo, atunci trebuia să spună adevărul. Deci, sunt aceste semi-minciuni. Dacă prinde mint, dacă nu, mă retrag. Sau o minciună, nu este aici. Cum nu este aici? Ah, da, exact, este aici. Oare vrea să înșel? Uneori așa doar minciuna într-o formă latentă. Dacă nu-i periculos, mințim, dacă nu, ne retragem, pentru că vrem să dovedim neprihănirea care este de tip fariseic. Aceasta ca să o eliminăm dinăuntru, din inima noastră, ca să o eliminăm din comunitate, din biserică, din societate, este puțin mai greu. Și până o eliminăm, să urmăm sfatul Domnului care ne spunea în Matei 7:15, păziți-vă! Păziți-vă de prorocii mincinoși! Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Fie în ce privește problemele spirituale, fie cele pământești, să nu credeți că un om care s-a specializat în minciună va fi timid. El va veni plin de curaj și îți va da senzația că el se păcălește și că îți face ție un bine și când colo te-a mințit. De aceea, noi trăim într-o lume a minciunii și trebuie să ne păzim. Uneori ne păzește Dumnezeu, dar sunt lucruri la care trebuie să ne păzim noi. Sunt lucruri de care Dumnezeu ne păzește anumiți oameni. Dar spune, păziți-vă de oameni, că o să vă dea pe mână așa și așa. Ca să fie eliminată din societate, din biserică minciuna, trebuie să fie promovat adevărul. Să fie propovăduit din plin. În Proverbe 12:5 este scris, gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Nu lăsa pe un om care este rău să sfătuiască el, ci sfătuiește la bine. Cum am putea să scoatem minciuna, de exemplu, din familie, din copiii noștri? Sfătuindu-i, unul dintre băieții mei a mințit în urmă câțiva ani și ce idee mi-a venit atunci, zic, uite și citesc de aici, i-am put pe sorosa care era mai mare să citească din Apocalipsa 21:8. Uite, pentru cei care mint, care e pedeapsa? Iazul cu foc. Deci pentru minciune este iazul cu foc. Și avem acolo un curte, un foc. Sigur, îi pune deci tu aici la foc. Deja ai început să minți, înseamnă că trebuie să începi să arzi. Asta e pedeapsa pentru minciune. Și acum când i-am spus că va fi textul cu minciună, aici eu știu un verset despre minciună, Apocalipsa 21:8. Nu l-a uitat nici acum. Deci, uneori
spunând care sunt defectele, propovăduind adevărul și dezaprobând minciuna, aducem un serviciu în eliminarea ei. Dacă o lăsăm așa, a gândul cineva a mințit, nu spunem că a mințit, nu spunem ce s-a întâmplat, tolerăm așa. Vorba înțeleaptă spune că pentru ca răul să înainteze, nu trebuie decât cei buni să stea cu minți. Stea cu minți, să tacă din gură și așa să progreseze răul încet, încet. În Romani 1, de asemenea, avem foarte clar aceasta, dacă nu se propovăduiește adevărul, dacă nu se propagă ceea ce este bine, va înaintea minciuna. În 1:28 citim, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu, adică adevărul, în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat, în voia pornirilor, blestemate. Și spune versetul 29, astfel au ajuns plin de, printre altele, înșelăciune. Unul care nu păstrează pe Dumnezeu, care nu citește în Biblie, care nu vine să asculte adevărul, la adunare ești cercetat. Biblia spune în cartea Proverbelor, cei răi nu se duc la cei înțelepți ca să nu-i mustre. Dar cine umblă cu înțelepții, se face și el înțelept, pentru că aude adevărul. Adăugăm Proverbe 19:22. Ceea ce face farmec unui om este bunătatea lui. Și mai mult prețuiește un sărac decât un... Mai bine un sărac decât un mincinos. Dacă este dezaprobată minciuna, dacă sunt desconsiderați și socotiți la valoarea lor josnică mincinoșii, vor încerca să se redreseze. Sau altfel vor vedea că nu sunt buni de nimic. Dar dacă ei sunt promovați, un om care minte este lăsat să minte mai departe, el se va încuraja în răul și în păcatul lui. Aceasta este, din punct de vedere al provăduirii, al propagării adevărului. O altă metodă ar fi disciplinarea. În Deuteronom, capitolul 19, avem în Vechiul Testament și ea se poate interpreta în Noul Testament, la scara care avem noi și în forma de pedepsire a adevărului actuală. 19:14. Să nu muți hotarele aproape lui tău. Este o minciună. Spui, aici a fost, nu a fost dincolo. Puse de strămoșii tăi moștenirea pe care o avea. Un singur martor nu va fi de ajuns, pentru că poate să fie mincinos. De aceea trebuie doi sau trei. Versetul 16. Când un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să-l învinuiască de vreo nelejuire, cei doi cu pricina să se împăsește înaintea Domnului, înaintea preoților și judecătorilor care va fi acolo în slujbă. Judecătorii se facă cercetori amănunțite și rețineți. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos și că a făcut o mărturie sire mincinoasă împotriva fratelui său, atunci se face cum avea el de gând să facă. M-a auzit o întâmplare undeva într-o comună în județul Arad, că unul a mers și a depus o mărturie mincinoasă la tribunal și a spus, copilul meu este nebun. Și pe când a ajuns acasă, copilul a fost nebun. Pentru că așa este scris aici. Așa a mărturisit, așa se face cum a mărturisit. Noi s-ar putea să nu aplicăm noi pedeapsa, dar o aplică Dumnezeu. Și dacă spui, așa este, dar este o minciună, vezi că s-ar putea să ajungă așa. Și atunci va fi trist. Cunosc un caz din Rădăuți, pe vremea regimului comunist, când doi polițiști au acuzat pe un frate că i-a rupt piciorul și s-a pus cu piciorul în ghips și așa a mers la tribunal. Dar nu era fracturat, nici vorbă. Dar nu s-a încheiat procesul până când a fost cu ambele picioare rupte. Lucruri clare, palpabile, pentru că Dumnezeu pedepsește aspru minciună. Au zis să-i faci cum avea de gând să facă. Și adăugăm iarăși acel verset, 29:12, Proverbe. Când cel ce stăpânește de ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Unul care conduce trebuie să cerceteze când ceea ce îi se spune este așa sau nu este așa. Dreptul roman. Vine unul și minte. Vine celălalt și spune altfel. Care are dreptate? Fără cercetări amănunțite. Uneori este cazul să întreb și pe Domnul că pe cei mincinoși oricât ai cercetat de amănunțit, pe unde întorci tot minciună scot. Și dacă lași această stare de fapt și nu disciplinezi, atunci se va întinde minciuna. Și tot ceea ce nu vom reuși să scoatem noi din minciună, va scoate Dumnezeu la ziua de apoi. Să citim în cartea Apocalipsei, în capitolul 21. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvași, preștori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul de foc care arde cu foc și cu pucioasă. Și 22:15, același lucru. Afară sunt. Pe cei care sunt mincinoși, dar nu reușim noi să-i dăm afară, nici cu buna, propovăduind, nici cu reaua, prin disciplinare, îi va scoate adevărul în final. Doamne, ajută-ne să ne lepădăm de minciună. Sub orice formă s-ar fi manifestat la noi, prin o mărturisire mincinoasă, prin o înșelăciune în diferite tranzacții pe care le facem, prin ascunderea unei mărturisiri
când te întreabă cineva, ai făcut cu tare lucru? Ești vinovat de cu tare păcat? Nu sunt vinovat, este o minciună. Prin mărturisirea doar a Scripturii, a nu ieși din Scripturi, este tot o minciună. Sau chiar dacă cineva minte de plăcere, făcând doar glume, sau chiar propovăduind anumite lucruri din anumite cărți, care sunt minciuni, și câte și câte alte forme de minciune foarte variate, toate desfășurate de diavol. Toate acestea au ca efect atacarea și afectarea copiilor noștri, care vor fi și ei niște mincinoși, înșeală în jur și în final și adevărul este socotit drept minciună, ca și la acel copil care a spus că vine lupul la oi și când a venit, adevărul a fost trecut drept minciună, nimeni n-a mai crezut, dar ceea ce este în final că atrag pedeapsa divină și pedeapsa cu moartea. Iar trebuie neapărat de aici din inimă să o eliminăm prin aurâcul de săvârșire, orice cale a minciunii. Apoi să ne lăsăm de ea și din societate să o dezaprobăm, să propovăduim adevărul și să ținem cont că în final ceea ce nu vom putea noi să eliminăm, o face Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.